Revenim la subiectul nostru și următoarea întrebare care doresc să vă o adresez este: care sunt schimbările? Care sunt drumurile, alte idei și etc.? Cred că o întrebare mai grea decât aceasta nu există. Și cred, pe de altă parte, că dacă o vom pune tuturor studenților din universitate, vom primi peste 20.000 de răspunsuri diferite. Pentru că fiecare student vede universitatea din ochii lui proprii, cu propria lui gândire. Ceea ce este foarte corect și ceea ce ne ajută, practic, să vedem fiecare chestiune care se poate îmbunătăți, pentru că despre asta este vorba. Când avem o pereche de ochi, dar 20.000 de perechi de ochi, altfel vedem situațiile și probleme cu care ne putem confrunta, poate. Cred că principalele probleme, nu probleme, situații care se pot ameliora, sunt cele care, în care universitatea deja investește, în renovări de spații, în renovare de noi clădiri care poate până acum au fost scoase din circuit și poate studenții aveau nevoie de niște spații suplimentare. Nu le numesc probleme, le numesc chestiuni care se pot rezolva și care se rezolvă pentru că sunt în lucru. Dar așa cum am spus, fiecare student vede cu proprii lui ochi și are o proprie viziune. Am înțeles. Dar e bun că sunt multe idei, că din toate ideile se poate învăța și unde mai ales sunt și oameni înțelepți, doi o înțelepți întâlnesc, au patru idei de obicei. Voi aveți 20.000 de studenți, care toți sunt copii înțelepți, deștepți, au venit să studieze, studii academice. Ceea ce este important pentru noi ca să ne prezentați este să ne facem timp și să știm să îi ascultăm pe toți. Pentru că din fiecare dialog cu un student, noi putem găsi un lucru pe care să-l ducem mai departe în forul decizional și pe care să-l susținem pentru studenți. Și reușiți să îmbunătățiți? Fără dar și poate. Mi-a plăcut foarte mult perioada pandemiei pentru că înainte de fiecare ședință, de exemplu, de Senat, noi aveam întâlnire cu toți studenții reprezentanți din Senat, în care discutam toată ordinea de zi și stabileam împreună prin vot ce o să susținem. Pentru că studenții reprezentanți nu ar trebui să voteze în mod diferit atunci când se pune o problemă pe masă, pentru că reprezintă aceia studenți. În momentul în care se întâmplă asta, este clar că undeva este o comunicare ruptă, ceva s-a întâmplat greșit și noi nu am fost în stare să înțelegem problemele cu care studenții de fapt se confruntă. Tocmai de aceea noi avem diverse sesiuni în care lucrăm, în care ne punem de acord asupra problemelor principale, pe care apoi să le susținem împreună. Am înțeles. Vorbim de studenți care le-am prezentat eu la început, am spus că avem și așteptări de la generația tânără și m-ar interesa să știu oare îi implicați puțin în societate acest student tot cu diferite activități voluntare? Fără dar ce poate, universitatea are deja foarte multe programe prin care studenții sunt implicați în activități prin prisma unor proiecte, însă cred că cea mai importantă parte este cea a reprezentării în asociații de studențești. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are un număr foarte mare de asociații studențești care activează în universitate pentru studenții acestea și care oferă diverse oportunități pentru studenții care se implică acolo. Aceștia fac diverse proiecte în universitate, dar și în comunitate, care practic aduc un plus valoare comunității în sine. Și cea mai mare parte din studenți care mai departe s-au implicat și mai mult în comunitate sunt cei care au activat în asociații studențești, pentru că au înțeles necesitatea și au înțeles procedurile prin care se pot implica mai departe. Am înțeles. Apropo, îi primești ceva pentru implicarea lor și voluntar? Primești un punct ceva la anumite cursuri sau un ajutor sau ceva sau nimic? Nu este cazul, pentru că este voluntariat care este specificat de lege foarte clar și modul în care se întâmplă asta. Lucrăm însă acum în universitate pentru a face un regulament de recunoaștere a activităților de voluntariat, iar această recunoaștere să fie, practic, la finalul încheierii unui ciclu de studii, să fie menționată pe suplimentul de diplomă. Faptul că s-a implicat în activități. Poate o bursă tot. Cred să fie ceva care atrage, ceva pentru studentul care tonează, dar totuși vrea să fie și recunoscut. Nu-i rușine de încurajat. Din toate discuțiile cu studenții care activează în asociații, cred că cea mai de preț chestiune pe care o au și au obținut-o sunt prieteniile, cunoștințele și abilitățile. Pentru că foarte mulți reușesc mai departe să-și găsească jobul sau să-și facă drumul pe care și-l doresc în viață prin prisma ceea ce au dobândit în aceste asociații. Am înțeles. Apropo, aveți o legătură, relație cu studenții străini? Apropo, Cuza are studenți străini? Are studenți străini.
În ce, ce subiecte, ce studiază ei, ca un exemplu? Acestea sunt, în cea mai mare majoritate, sunt împărțiți cam în toate facultățile, și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Studenți Străini și Facultatea de Drept, spre deosebire. Cam cât, ce procent este din 22.000 de studenți? Aproximativ. Unul mare nu este, pentru că nu este specificul universității, este sub 1%, mai mult ca sigur. Okay. Însă cred că compensează cu studenții care vin prin programe Erasmus să studieze la noi la universitate. Și de ce țări, Franța, Europa, Africa, de unde ajung studenții ăștia? Din toate locurile din posibile. Pentru că aceștia, din discuțiile noastre cu ei, vor să cunoască Iașul. Au găsit o universitate de prestigiu care are o istorie foarte bogată și în care, practic, și aceștia duc mai departe istoria universității, pentru că studiază în ea, studiază la CUZA și duc mai departe și perpetuează cumva spiritul CUZA, să spun așa. E foarte important. Și spiritul Iașului. Și spiritul Iașului în România, țara tot. Spiritul CUZA vine la pachet cu spiritul Iașului. Și spunem, este o legătură între studenții români și între studenții locali și din România și cu studenții străini? Fără dar și poate, mai ales că aceștia se dezvoltă mai ales în cămine, pentru că aceștia sunt cazați în căminele universității și acolo se leagă prietenii și așa mai departe. E important. De ce tot mai întreb? Că noi am avut o conversație prietenoasă înainte de acest program și ți-am povestit că am de gând să fac un program care să fie, cred eu, primul program pe țară, care de la studenți străini la ambasadorul Iașului, care dorim să implicăm acești studenți, o grupă, să începem cu 50 de studenți, să spunem, de la anumite facultăți, medicina, CUZA și altele, și să intre în liceu și să ajute, bineînțeles, cu permisul de rector, profesor, părinți, inspectorat, să ajute elev. Ajută elevi la diferite subiecte care au nevoie, ba pentru concurse, ba pentru banco, diferite nevoie, după nevoile care directorul școlii cunoaște. Și am vrut să știu, cum am întrebat înainte, ce relație și care implicarea și studenților români este în societate, că e important și se poate ca să facem o colaborare împreună cu toți. Că, de ce nu? Cred că e un lucru foarte important și un model de urmat, de ajutat. Politica. În lucru, știi, toți ne ferim de politică, dar să nu uităm un lucru, doamnelor și domnilor. Politica are o mare importanță în viața noastră. Aia care sunt aleși la conducerea orașului sau țara, după aia se implică în etapa de viață care noi trăim. În educație, în sănătate, în ecologie, în toate. Așa că e important ca conducătorii aleși să fie oameni care merită să fie aleși, că ei au implicație pe viața noastră zilnică, așa că e foarte important. Și așa că nu e un cuvânt urât politică, cu atâta timp că să aleși oameni care merită să conducă. Și o întrebare care nu pot să o evit. Oare în campus universitar este și politică? Și dacă da, care e influența care o au? Aici revin la legea educației, care spune că propaganda politică este interzisă în universități. Campusurile făcând parte din universități, practic, se aplică aceeași regulă de a fi interzise. Însă, avem studenți care în timpul lor liber, după ce încheie cursurile universitatea, se implică în politică, în cea de tineret în special, în organizația de tineret. Și avem și studenți foști, studenți reprezentanți, care și-au încheiat reprezentarea universitate și au făcut mai departe pasul spre politică. Pentru că, așa cum am spus, au învățat diverse abilități de comunicare, au învățat care sunt problemele studenților tinerilor, dar și a orașului pentru a avea o deschidere cât mai mare față de tineri și așa mai departe. Așa cum ați spus, politica este privită, din păcate, ca un subiect tabu, dar nu trebuie să uităm că aceasta ne guvernează fiecare zi, fie că realizăm asta sau nu. Însă tot ceea ce se întâmplă în comunitate se întâmplă prin prisma politică. Da, cu toate și în mediul național tot. Țara, siguranța țării, bugetul țării, relațiile naționale. Tocmai de aceea avem nevoie de specialiști cât mai buni pe care universitatea îi pregătește în toate domeniile. Foarte important. Cheie. Să fie în conducere oameni care înțeleg despre ce vorbesc. Care sunt profesioniști, care știu și primesc hotărâri bune pentru cetățeni. Avem pentru și poporul român. Specializări de științele politice, științe politice, de administrație publică, ceea ce studiez și eu, practic specializări care te pregătesc strict pe această nișă. E foarte important. Următoarea întrebare care doresc să o adresez este, oare este viața studențească în universitate? Apropo de viața studențească, vreau să spun că știu odată, măcar când am fost eu mai tânăr și mai frumos, și colegii mei tot, povestea foarte multe lucruri frumoase de viața studențească, de
de baluri, de relații cu profesori care învățau subiecte importante, lucrări frumoase, după întâlniri între studenți ce au fost după masă, diferite evenimente foarte frumoase. Și, adică campusul era viu. Ce se întâmplă astăzi? Campusul, ceea ce mi-a lipsit foarte mult au fost studenții din campus. Deși universitatea a păstrat căminile deschise pentru studenții care au vrut să rămână pe perioada pandemiei, nu au fost același număr de studenți și practic această lipsă de studenți s-a simțit în perioada pandemiei, mai ales în campusuri. Cred că cele mai frumoase povești din studenție devin mai frumoase odată cu trecerea timpului. Pentru că atunci când trăim momentul, nu realizăm cât de frumos a fost de fapt și cât ce amintiri frumoase vom avea. Viața studențească, așa cum are foarte multe paliere, care se pot dezvolta. Însă Iașiul știu mereu să se adapteze din prisma unui oraș universitar, așa cum este, pentru a crea oportunități pentru studenți de petrecerea timpului liber și așa mai departe, care se pot dezvolta și se dezvoltă treptat. Am înțeles. Pot să adaug că de viața studențială, înainte de COVID, înainte cu vreo 2 ani jumate, domnul primar Mihai Chirica s-a exprimat. El gândește că e foarte important pentru oraș și el ca primar dă o importanță foarte înaltă la viața studențială în universități. Și chiar a spus că are de gând să facă un proiect special ca să trezească viața studențială în orașul Iași, care e un oraș studențial, în toate campusurile. COVID-ul între timp a oprit această poveste, dar la sigur, când eu știu că cunosc pe domnul primar, când spune ceva, el și face, intră în subiect, îl interesează foarte mult și sunt sigur că a să iei și legăturile cu conducerea și totul, că, repet, nu se poate că în un oraș universitar să nu aibă universitățile și o viață studențială în campus. Dumneavoastră ați vorbit despre discursul domnului primar, eu vorbesc despre acțiunile sale, care mereu au fost de deschidere pentru elevi, pentru studenți. Foarte important. Au existat diverse proiecte și finanțări din partea primăriei pentru ca asociațiile să poată duce mai departe niște proiecte frumoase la urma urmei și mereu tinerii, elevii, studenții au fost invitați la evenimente la primărie pentru a discuta și a se afla percepția acestora și au fost implicați foarte mult în problemele ce îi vizează direct. Fain, mă bucur să aud că și voi simțiți deschiderea domnului primar la acest subiect, e foarte important, are o implicare, are o influență pe societatea ieșeană și important. Următoarea întrebare care doresc să-ți o adresez este, oare este legături naționale și internaționale cu alte universități între studenți? Colaborare, schimbul de delegație? Și cu cine? Există fără dar ce poate prin prisma parteneriatul pe care universitatea le are cu alte universități din afară. Acestea se realizează primordial prin prisma Prorectoratului pentru Relații Internaționale. Avem și o extensiune la Bălți, spre exemplu, unde avem o legătură mai strânsă cu studenții reprezentanți sau cu studenții care sunt acolo. Așa cum am spus, relația dintre studenții din Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cei din afară se întâmplă prin aceste parteneriate pe care universitatea le-a dezvoltat. Viu delegații din diferite țări, plecați voi? Delegații, merg și studenții, mai ales în programe de tip Erasmus, în diverse schimburi de studenți și așa mai departe. Am înțeles. Și care sunt subiectele care, sau proiectele comune care le faceți cu alți studenți? Dăm un exemplu. Cred că principalele se axează pe dezvoltarea schimbului de studenți între cei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și către cei din universitățile din afară cu care colaborăm, pentru că acest lucru, așa cum am spus la început, ajută la dezvoltarea Universității Alexandru Ioan Cuza în primul rând, dar promovează și Universitatea și Iașul, ca un oraș universitar care este. Categoric, da. Cum am spus la început, începe în luna octombrie, începe un an nou studențial, să ajungă cu bine, cu sănătoși, să fim toți sănătoși. Dar, din păcate, încă nu știm cum trece cum perioada asta de COVID-19. E adevărat, să poate că asta trebuie să învățăm să trăim cu COVID-19 cu noi, încă în continuare. Care sunt pregătirile? Sunteți implicați pentru anul nou studențial care vine pentru siguranța studenților, pentru a permite, a susține un an studențial cât mai normal? Dați-mi voie să încep cu o povestire de acum un an, de la deschiderea anului universitar ce a trecut. Când am luat cuvântul la deschiderea universitar, reprezentând vocea, salutul meu pentru bobocii universității, am avut un mare gol în stomac, pentru că în amfiteatru, în sală, erau doar profesori, studenții nu erau la universitate, pentru că era învățământ online, și practic universitatea nu era a studenților, să spun așa. Uh-huh.
De aceea aștept foarte mult momentul de revenire pentru a vedea din nou studenți pe holurile universității, studenți care socializează, studenți care se implică mai mult. Pentru că această rupere în online a dus și la stoparea activităților pe care asociațiile și studenții le făceau. Nu s-au mai făcut diverse proiecte și așa mai departe. Anul universitar următor, la propunerea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație și prin hotărârea Senatului Universitar, se va desfășura față în față, cu două precizări. În ceea ce privește învățământul cu frecvență, orele se pot în procent de maximum 25% muta în online pentru a păstra și această componentă pe care am învățat-o, iar în ceea ce privește învățământul cu frecvență redusă și la distanță, acestea se pot în maximum 75% în online. Desigur, dacă la nivel național se va lua alte decizii de lockdown sau de alte limitări specifice, vom reveni în online. Însă dorința noastră, dacă legislația ne va permite la nivel național și dacă situația ne va permite, ceea ce sperăm, va fi să revenim față în față. Și eu sper la fel, față în față, interacția, relațiile e foarte importantă, e o parte din viața studențială, e altceva când întâlnești în clasă, în sala universității, studenții și poți să vorbești direct, o interacție direct, mi se pare că și materialele, subiectele sunt mai interesante, arată cam altfel, să nu vorbesc de studenți care învață medicină și etc., care acolo au nevoie și de laboratoare și... Asta ar fi un dezavantaj al online-ului, indiferent de beneficiile pe care le are, comunicarea va fi cu totul subdimensionată, să spun așa. Însă, pe toată perioada în care învățământul a fost online la universitate, facultățile care au avut diverse chestiuni care necesitau lucru în laborator și așa mai departe, s-au întâlnit fizic, respectând reglementările care erau în vigoare. Fain. Îți doresc, cu permisul tău, să trecem la câteva întrebări personale, așa, mici, nu mult, și nu multe. Ai timp să citești tot? Care e o carte bună care poți să ne recomanzi? Din păcate, așa cum tuturor ni se întâmplă, mi se pare că nu am destul timp să citesc niciodată. Mereu aș vrea să am mai mult. Îmi plac poveștile foarte mult, a oamenilor, să le ascult și să le citesc. Iar în ultima perioadă m-a fascinat Ion Rațiu, citind jurnalul, practic, notele sale zilnice, care au fost fragmentate în mai multe volume, pentru a afla o bucată de istorie, să spun așa, a României și dintr-o perspectivă politică. Fain. Sport faci? Fac. Nu așa de mult pe cât mi-aș dori din nou. Am făcut sport de performanță în liceu. Handball, însă, a devenit un punct în care mi-am dorit să mă implic mai mult în viața liceului și în viața comunității. Și am decis că sportul de performanță nu va fi pentru mine un drum, pentru că vreau să fac alte lucruri și simt că am energia și determinarea de a face lucruri nu neapărat mai importante, care să aducă un plus beneficiu comunității sau o bunăstare o anumitor oameni pe care îi ajut. Un film bun? Oh. Poți să recomand? Îmi plac comediile de regulă, pentru că simt nevoia să mă relaxez atunci când mă uit la un film. Nu știu acum să dau un nume exact un film. Ok. Să știi că vorbim de sport, eu am jucat basketbol. Mi-a plăcut foarte mult ca student și îmi plăcea să joc basketbol. Și până ziua de azi mai joc, așa, cu prieteni și cu copiii sau cu nepoții mei tot, așa, ne mai împinge puțin, fugim după minge, aruncăm sus, mai sportul, în coș. Sportul relaxează și reușesc să spună gândurile în ordinea de care ai nevoie. Spune, numărul 11, știi ce aia? Nu știu. Numărul 11 înseamnă dacă te plimbi cu picioarele și nu cu mașina. Nu te-ai plimbat un loc frumos ultima oară care poți să ne recomanzi la toți? Îmi place foarte mult muntele și stațiunea mea de suflet rămâne Borsecul. Am înțeles. Să știi un lucru și spun asta la toți cei care ne urmează. Când vrei să cunoști orașul, când vrei să cunoști țara, când vrei să te legi de locul unde ești, nu ai cu picioarele. Trebuie să ajungi în orice loc, să simți, să miros, să vii în contact cu oameni și în contact cu natura care dorim să o respectăm și numai așa poți să cunoști și să te legi și să înveți și să iubești trebuie țara să fii și să deschis, cunoști. Trebuie să fii și deschis ca să poți să o cunoști. Să fii sănătos și voioși să facem asta, dorim la toți, bineînțeles. A doua parte e tot, acest program ajuns la final. Zic eu că a fost un program foarte interesant. Și doresc să-ți mulțumesc, domnul Lustin Zalăboi, reprezentantul studenților, care ne-ai povestit de realizările tale foarte frumoase și personale și ca reprezentant. Doresc să-ți urez ție și lui studenților în anul viitor multă sănătate, un an plin de realizări
și succes în toate, tot ce să faceți. Cum am spus, voi sunteți generația următoare, conducerea această țară următoare, care trebuie să fiți pregătiți bine pentru a continua și a conduce această țară. Îți mulțumesc iarăși. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Simt că a trecut foarte repede, pentru că atunci când om de calitate se strâng în aceeași încăpere și discută, timpul trece foarte repede. Așa, când avem ce discuta, timpul trece repede. Doamne și domnilor, doresc să vă mulțumesc și vouă că ați fost cu noi. O zi bună în continuare, să ne revedem cu bine. La revedere!